Bună seara, doamnelor și domnilor! Deschidem din nou cutia neagră. După ce, în urmă cu 5 ani, autoritățile au transmis în concesiune aeroportul din Chișinău, a venit timpul avioanelor. În plin sezon estival, în cadrul unui concurs Fulger, Agenția Proprietăți Publice a decis să vândă compania de stat Air Moldova. La concurs s-a înscris o singură companie, numele căreia este ținut în mare secret. Procesul de privatizare ridică însă multe semne de întrebare. Detalii vedeți în reportajul ce urmează. Cea mai importantă companie aeriană din Republica Moldova a fost scoasă la mezat. Întreprinderea de stat Air Moldova, cu active de peste 1 miliard de lei, este propusă spre vânzare cu 48 de milioane de lei. Statul vrea să o vândă unui agent economic al cărui nume este ținut în mare secret. Air Moldova, 25 de ani de activitate, lider pe piața autohtonă a transporturilor aeriene, 44% din cota internă pe piață. Operează curse spre 33 de destinații din Europa și Asia. Deține 7 aeronave, dintre care 4 închiriate în contractele de leasing operațional. Capital social, 301 milioane de lei. Salariul mediu, 23.000 de lei. În plin sezon estival, Agenția Proprietăți Publice a anunțat brusc un concurs comercial de privatizare a companiei Air Moldova, lider național pe piața aviației autohtone. Despre intenția de a privatiza această importantă companie de stat, până în acel moment, nici guvernul, nici APP nu au suflat o vorbă. Ofertele de concurs au putut fi depuse în perioada 27 iulie-4 septembrie, exact atunci când marile companii străine se află în vacanță. Deși aparent toate normele legale de organizare a concursului au fost respectate, a fost publicat un anunț de intenție și un comunicat informativ, a fost elaborat un dosar al bunului, abordarea autorităților pare să fi fost mai mult una formală, lipsită de un interes real de a atrage un investitor serios. Și asta pentru că decizia a fost luată spontan. Niciun anunț despre privatizarea Air Moldova nu a fost publicat pe site-urile de specialitate internaționale, iar actele din dosarul Air Moldova, care urmau a fi consultate de potențialii ofertanți, au fost disponibile doar în limba română. Fostul secretar de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Oleg Tofilat, care a examinat dosarul companiei la solicitarea unui potențial investitor, afirmă chiar că din dosar au lipsit documente importante pentru un viitor cumpărător serios. În dosarul de privatizare nu figura niciun raport de audit ca să avem o anumită încredere în situațiile financiare prezentate. Deși potrivit legii, convocarea comisiei de concurs și deschiderea plicurilor cu oferte ar fi trebuit să aibă loc la 10 zile după expirarea termenului de depunere a dosarelor, adică pe 14 septembrie, APP până în prezent nu a anunțat nici câte oferte a primit, nici cine este câștigătorul concursului. Solicitați de reporterul emisiunii Cutia Neagră, reprezentanții agenției inițial s-au arătat disponibili să ne ofere mai multe detalii despre procedura de privatizare. Ulterior însă și-au revizuit poziția, anunțând că vor face publice informațiile doar după semnarea contractului cu investitorul selectat. Încerc să ajung la domnul director. Aș fi vrut să meargă el personal. Eu acum am venit la domnul director, el acum a ieșit din președință. El, agenda lui, s-a încărcat acum și eu spus că la moment noi oricum nu dăm mai multe detalii. Eu am urgat, poate merg cineva din colaborator. Eu spus că nu. Nu mergem cu nicio replică până când nu avem semnat contract, condiții contractului și cum putem face public toată chestia asta. Nu puteți face, adică nu puteți să ne spuneți nici măcar persoanele care au primit caietul de sarcină, adică ne mai vorbim de fapt cine a fost selectat, că e clar că încă nu e decizia privind selecția. Iată fraza care a spus mie lui, noi suntem supraîncărcați, la moment mai mult de ceea ce a apărut, noi nu putem comenta. A fost comisia de deschidere, ei mai au făcut vreo ședință, după care au spus că noi putem face public. Când o să fie, conform legislației, în 10 zile, noi facem public. Procesul de privatizare a Air Moldova ridică multe semne de întrebare. Până a scoate la privatizare, Agenția Proprietății Publice era obligatorie să angajeze un audit financiar licențiat în domeniu, care să facă o analiză foarte amplă la tot ce este această Air Moldova, și ca nave, și ca operator. Acest studiu ar fi fost baza de organizare a unui concurs prin atragerea unui consultant financiar internațional, care el să organizeze acest concurs de comun cu Agenția Proprietății Publice, care să caute într-adevăr investitorul potențial. Bun, ceea ce a organizat acum guvernul cu Air Moldova, asta este mimare. Și asta din start creează suspeciunile că
să știa din start cine va fi câștigătorul. Pur și simplu, ei acum fac niște mirmașuri, cred că așteaptă momentul potrivit când să-l spun. Prețul de circa 2,5 milioane de euro la care își propune statul să înstrăineze compania de stat, care dispune de 4 Airbus-uri destul de noi și mai multe curse de zbor active, a provocat nedumerire pe unele site-uri internaționale de specialitate. Doar capitalul social al companiei este de peste 15 milioane de euro, iar valoarea activelor depășește 1 miliard de lei. Prețul inițial de 48 de milioane, el nu reprezintă altceva decât o diferență dintre valoarea complexului patrimonial unic și acele datorii care el astăzi le are. Aproape la 1.200.000 va trebui să fie acoperite din buzunarul acestui investitor. Cumpără cu 46 de milioane o întreprindere cu cel puțin 3-4 aeronave în proprietate. O luat și o vândut o navă. O navă Airbus costă cel puțin 12, 13, 15 milioane de euro. Da? O vândut-o și-o întors toate datoriile și el. Amin. Mai departe să iau alte nave în leasing operațional, îi mai faci ceva restructurări și mergi mai departe ca în Moldova. Dar dacă nu o să vrei, pur și simplu o să treacă în procedură de faliment, ca bunurile astea să ne merească în alte companii și respectiv compania aceea deja spre ei toate rutele operaționale a Moldova. Așadar, Vladimir Baldovici justifică prețul mic de vânzare prin datoriile colosale pe care le preia viitorul proprietar. Dar cum era posibil să fie acumulate aceste datorii? Compania deține o cotă de 44% din piața aeriană autohtonă, iar potrivit statisticilor oficiale, traficul aerian de pe aeroportul internațional Chișinău este într-o continuă creștere. Dacă în 2013 au existat 1,3 milioane de pasageri, în 2017 cifra a crescut până la 2,7 milioane de pasageri, dintre care 1 milion au fost transportați de Air Moldova. În 2017, operatorul național a înregistrat chiar și un record la traficul de pasageri, peste 1.130.000 de persoane. În pofida condițiilor de creștere a fluxului de pasageri și a recordului stabilit, Air Moldova și-a încheiat cei mai mulți ani financiari cu pierderi de sute de milioane de lei. Cum se justifică această fluctuație fantastică a anilor cu profituri modeste de câteva milioane de lei, succedați imediat de ani cu pierderi de sute de milioane de lei, reprezentanții Air Moldova nu ne explică. Nici din rapoartele financiare, cum au ajuns o datorie de 1,3 miliarde? Cu siguranță, la momentul oportun, veți trimite datele. În schimb, o explicație parțială o găsim în rapoartele Curții de Conturi din 1999, 2007 și 2012, în care experții taxează foarte dur cheltuielile nejustificate și managementul defectuos al companiei. Administrația Air Moldova a fost învinuită că în 2008 a cumpărat la preț de 570 de milioane de lei o aeronavă de model A26, dar care însă nu a operat zboruri, că ar fi majorat nejustificat în 2011-2012 salariile angajaților din contul unor bilete mai scumpe spre anumite destinații. În 2010, o aeronavă a companiei Airbus A320 a staționat în Istanbul pentru reparații aproape 2 luni, de 3 ori mai mult decât ar fi trebuit. Iar pentru nu a anula cursele deservite de acel avion, Air Moldova a închiriat o altă navă. Prețul mediu de închiriere a unui asemenea avion este de circa 5.000 de euro pe zi. Doar într-o lună, compania de stat ar fi cheltuit circa 150.000 de euro pentru chirie, în timp ce propria navă se afla în Istanbul. Surse de încredere ne-au comunicat că un alt motiv important care a generat pierderi a fost deschiderea neinspirată sau chiar rău intenționată a unor curse noi. Dacă analizăm ultimele date despre destinații și pasageri pentru anul 2017, furnizate chiar de Air Moldova, observăm că unele curse aeriene au fost menținute chiar dacă au avut doar câteva zeci de pasageri timp de un an. Un alt detaliu curios ține de renunțarea la o cursă spre Antalya. Surse din domeniul aviației ne-au atras atenția asupra circumstanțelor apariției primei curse spre Antalya a companiei Fly One, fondată de Maria Cebotari, soția fostului ministru al transporturilor, actualmente vicepreședinte PDM, Vladimir Cebotari. Potrivit unui acord aviatic bilateral între Moldova și Turcia, cele două state pot efectua săptămânal câte 14 zboruri în ambele direcții. Până în 2016, toate cursele spre Turcia erau administrate de Air Moldova cu destinațiile Istanbul și Antalya. Din cele 7 curse spre Antalya, Air Moldova, din motive neclare, a stabilit 6 curse charter destinate agențiilor de turism și una regulată. Pentru că Antalya nu prezintă un interes pentru pasagerii fără foi turistice,
Avionul de pe cursa regulată zbura de multe ori aproape gol, iar compania înregistra pierderi. În loc să reorganizeze cursa în luna charter, Air Moldova, din motive neclare, a decis să renunțe la ea, iar cursa a fost practic imediat preluată de Fly One, tot pentru charter. În 2016, CNA și SIS au atras atenție asupra existenții unor acțiuni de prejudiciere a Air Moldova în favoarea Fly One. Ofițerii anticorupție au sesizat atunci Autoritatea Națională de Integritate și au inițiat chiar și o cauză penală. Conflictul însă a fost foarte repede aplanat, cauza fiind încetată din lipsă de probe, iar controlele ANI arhivate fără a se adopta vreo decizie. Există compania Air Moldova și compania Pistar și nu se pronunțesc autoritățile în favoarea dumneavoastră. Exact, aveți dumneavoastră informații de felul ăsta. Air Moldova zboară, are autorizații, deci piața este liberă. Republica Moldova a semnat un acord Open Sky, Wizz Air zboară pe aceleași rute ca și Air Moldova, ca și noi, Aeroflot zboară pe aceleași rute. Eu nu văd unde este problema. Autoritățile țin în mare secret numele câștigătorului concursului de privatizare a Air Moldova, recunoscând doar că au primit o singură ofertă. Potrivit portalului Bizleu, ar fi vorba despre compania românească Blue Air. Ultimii nici nu confirmă, nici nu infirmă informația. Sincer vă spun, nu știu, pentru că nu am primit nici eu la rândul meu informații de la superiorii mei, de la management. În momentul în care vom avea o poziție oficială, să vă trimit acel comunicat. În acest moment nu vă pot oferi alte detalii suplimentare. Deja este, da, anumite vehiculații legate de implicarea Blue Air. În acest moment, eu vă spun sincer că nu am văzut să fie ceva public anunțat de autorități. Tocmai de aceea nici eu nu știu în acest moment mai multe detalii. Aparent, Blue Air, companie low cost, pare să fie una solidă, considerată al doilea operator de transport aerian din România, cu o cotă de piață de aproximativ 21% și o flotă de 30 de aeronave de tip Boeing. Potrivit presei române, însă, Blue Air ar fi și ea în centrul unui scandal, după ce acum 4 ani activele firmei au fost vândute în circumstanțe suspecte cu doar 6 milioane de lei unor oameni de afaceri, după ce fostul proprietar s-a ales cu un dosar penal. Tribunalul Ialomița a decis recent să anuleze contractul de transfer al activelor Blue Air, iar activele vor trebui să fie reîntoarse vechiului proprietar. Invitații din această seară a emisiunii Cutia Neagră sunt Oleg Tofilat, ex-secretar de stat al Ministerului Transporturilor. Bună seara! Seara. Și domnul Dumitru Budeanschi, expert economic, Centrul Expert Group. Bună seara! Bună seara! Eu vă propun, în cadrul emisiunii de astăzi, vom discuta despre două subiecte. Cel al privatizării companiei de stat Air Moldova și cel de transmitere în parteneriat public, din transmitere în concesiune printr-un parteneriat public-privat a întreprinderii de stat gările auto. Eu vă propun să începem cu subiectul care este cel mai fierbinte astăzi de privatizare al aeroportului. Și aici sunt multe, multe întrebări, dar câteva sunt deosebit, poate de importante, a le discuta la începutul emisiunii, legate de graba cu care s-a desfășurat acest concurs în cea mai nepotrivită perioadă a anului, în timpul vacanțelor. Deci, candidații doritorii de a participa la concursul de privatizare a aeroportului, de privatizare a Air Moldova, au avut posibilitatea să își depună ofertele în perioada 27 iulie, 4 septembrie, deci exact când oamenii pleacă în vacanță. Un alt aspect foarte important este lipsa de transparență în tot acest proces. Agenția Proprietății Publice nu oferă detalii, nu ne spune câți au participat, cine sunt cei care au participat, nu ne spune unde a plasat anunțul de participare, de organizare acestui concurs, în câte limbi a plasat acest anunț. Și a treilea aspect este legat de prețul propus pentru privatizare, prețul despre care și site-urile internaționale de specialitate au scris că este unul mult prea mic. Deci, graba, lipsa de transparență și prețul.
Domnule Tofilat, am să încep cu dumneavoastră, pentru că știu că dumneavoastră ați fost și ați văzut pachetul de documente din acest proces de privatizare a Air Moldova și ați reușit să analizați niște aspecte legate de cât de bine s-au pregătit autoritățile pentru această privatizare. Da, am fost pentru a mă interesa, deoarece am reprezentat un investitor care inițial avea ceva interes de a studia cazul. Investitorul este din Moldova sau nu? Nu, investitorul este internațional. Dar cum a aflat despre asta? Păi tot eu l-am anunțat. Adică anunțuri în presa internațională, pe site-uri internaționale, nu a existat? Nu pot spune, pentru că n-am făcut scanarea pe presa internațională, dar presupun că nu. Însă dacă vorbim de transparență, pe site-ul Agenției Proprietății Publice au fost plasate comunicatele, din câte țin minte, a fost chiar și un comunicat în engleză. Deci formal, principiul de transparență a fost respectat. Formal. Minim. Minimul stabilit de lege, deci nu s-a făcut mai mult decât exact, spune legea. Exact, minimorum, însă dacă vrei să privatizezi o atare companie, un transportator național, flag carrier, cum se numește în engleză, trebuie să-ți anunți intenția din timp, trebuie să povestești despre asta la forurile aeronautice internaționale și e bine să plasezi asta în presă sau în mass media de specialitate. Asta da, pentru a atrage niște investitori serioși detalii internaționale, nu? Evident. Că aici sunt cei care ar putea veni și investi bani. Din altă parte, din câte țin minte, nu știu, a comunicat chiar Agenția Proprietății Publice că a fost primită o singură ofertă sau a fost din altă parte aflată, dar probabil că au spus. Prima dată informația a venit de la agenție, urmare a unei solicitări jurnalistice repetate. Solicitarea a venit din partea portalului BizLaw. Deși, poate că, în mod normal, ar fi trebuit să fim anunțați pentru un comunicat de presă, nu să insistăm noi, jurnaliștii, ca să aflăm o informație de interes public major. Acum spuneți-mi despre documente. Dumneavoastră ați văzut aceste documente, despre calitatea lor. Ce puteți să ne spuneți, cât de relevante sunt ele pentru un real potențial investitor și cât de accesibile sunt ele, dat fiind faptul că sunt în limba română doar, da? Iarăși, din punct de vedere legal, nu poți găsi o încălcare directă flagrantă, pentru că nu este scris în lege cum trebuie să fie pregătită o companie de talie Air Moldovei pentru privatizare. Detalia Air Moldova în raport cu economia națională, pentru că pe mapa mond Air Moldova este ceva mic, minuscul, însă pentru economia Republicii Moldova, Air Moldova este una dintre cele mai mari întreprinderi din țară, care într-adevăr este importantă pentru economia națională. Pe lângă faptul că în dosar nu există niciun document în engleză, din dosarul de privatizare nu poți avea o imagine clară ce prezintă compania Air Moldova la principalele momente operaționale. Și eu vorbesc în primul rând de calitatea flotei, adică care sunt aeronavele de care dispune și care este starea lor tehnică, când urmează următoarele evenimente serioase de întreținere tehnică. Deci investitorul nu are un răspuns clar că, uite, următorii 5 ani sau următorii 3 ani eu nu am nicio reparație capitală, eu pot dispune de flota care o am. Uite, peste 3 ani expiră contractele de leasing la 2 aeronave din 7 sau, uite, peste un an jumate se întâmplă și în caz că intru în posesia companiei trebuie deodată să am în vedere că am de înlocuit o aeronavă peste un an sau peste jumătate de an. De asemenea, nu este clar ce este cu situația cu datoriile, către cine iată sunt. Iată, vreau să vă întreb legat de datorii. Lista creditorilor figurează în acest dosar? Nu, adică eu când vin să cumpăr ceva și știu că ăsta, acel ceva pe care vreau să-l cumpăr eu, această companie, are datorii de peste 1.300.000.000 de lei, aș vrea să știu și eu, de exemplu, cui datorează această companie această sumă de bani, ca să-mi dau seama, pot eu să mă înțeleg cu acești creditori eventual să reeșalunăm aceste datorii sau este imposibil să fac acest lucru? Foarte bună întrebare. Deci în dosar am găsit un raport de evaluare a activelor aeronautice făcut de Camera de Comerț și Industrie. În raport am găsit un... Deci Camera de...
Pur formal ei pot face asta, au mai fost practici și înainte. Are experți ca să poată face asta? Teoretic, da, practic, însă experții nu posedă materia în privința aeronavelor occidentale, pentru că raportul era făcut formal corect, însă erau formulare pentru aeronavele sovietice. Însă și filosofia întreținerii și evaluării, întreținerii tehnice și evaluării aeronavelor occidentale de tip Boeing sau Airbus, ea este diferită față de cele sovietice. Însă în raportul de evaluare a Camerei de Comerț și Industrie vedem filiera de apreciere a unor aeronave vechi sovietice. Chestii tehnice pe care le înțeleg doar specialiști. Da. Însă eu n-am văzut în raportul de evaluare pe fiecare aeronavă în parte cât are până la următoare reparație, cât timp eu ca investitor pot să fiu liniștit că pot folosi principalele mijloace de producție, de producere, aeronavele, cât timp eu sunt liniștit pe tema asta. Și ce ați recomandat dumneavoastră acestui potențial investitor după ce ați văzut toate informațiile? Dumneavoastră cunoașteți foarte bine, trebuie să precizăm pentru telespectatori această companie, pentru că ați fost și membru Consiliului de Administrare la Air Moldova. Deci știți mai mult decât un potențial investitor care ar veni de la zero să se informeze. Asta, am mai avut plăcerea să fiu director pe economie și dezvoltare la început o carieră, deci Air Moldova pentru Air mine Moldova este un fel de alma mater. Deci adică cunoașteți foarte bine companie. Ce ați recomandat? Eu nu am venit cu recomandări, eu doar am relatat situația la care investitorul a răspuns că nu pare fezabil să mai aibă vreun interes. De ce? Pentru că în primul rând, investitorul a apreciat acest dosar foarte subțire și aceste documente numai în română le-a apreciat ca lipsă de intenție reală a guvernului de a găsi un investitor bona fide. În al doilea rând, investitorul a opinat că însăși decizia de a vinde cu așa o viteză, cu așa un impetus, pare foarte, foarte puțin inspirată, foarte nejudicioasă. În opinia lui, compania trebuia întâi pregătită de privatizare. Pregătită în ce mod? În primul rând, trebuia văzut personalul care poate fi redus, care trebuie să rămână. Dar asta nu trebuie să facă investitorul care vine? El să decide cu cine rămâne să lucreze, pe cine trebuie să reducă? Din fericire, investitorul care vine va avea de confruntat A, sindicatele, B, instanțele de judecată, C, solicitarea guvernului ca să se păstreze locurile de muncă. Mai vorbim. Deci investitorul va trebui să lucreze în aceleași condiții necompetitive în care se află Air Moldova actualmente. Dar nu asta este principala problemă. Principala problemă este rețeaua de rute ineficiente, din cauza cărora Air Moldova a nimerit în datorii și are pierderi, deci ea trebuia aici curățată. Aici vreau să vorbim un pic mai mult despre de cum a ajuns Air Moldova să aibă curse neeficiente și la unde au plecat cele eficiente. Dar ca să nu avem un monolog cu dumneavoastră, domn Budeanschi, lipsa asta de transparență, care este oarecum deja tradițional în Republica Moldova, atunci când vorbim în mod ciudat despre proiecte investiționale serioase, cu implicarea a unor fie privatizări importante, fie investiții importante, fie parteneriate publice, private, în care e vorba de sume foarte mari de bani. Cum vă explicați dumneavoastră de această dată tăcerea sau, de fapt, comunicarea asta foarte, foarte puțină și zgârcită a autorităților despre procesul de privatizare a Irmului? Mi-e greu să explic comportamentul acesta, însă dați să ne punem câteva întrebări. Cine sunt cei care, de fapt, guvernează astăzi țara? Și o să vedeți că majoritatea din ei sunt oameni de afaceri. Mai mult decât atât, unii din ei au afaceri destul de mari. Adică nu putem să-i bănuim că sunt niște oameni care nu înțeleg ce înseamnă afaceri, care sunt niște naivi și așa mai departe. Deci dacă ei au acceptat o astfel de procedură care este pentru privatizarea acestei, cele mai mari companii după vânzări, întreprinderi de stat, înseamnă că au avut un motiv să facă lucrul ăsta.
Acum, care a fost motivul ăsta, îl cunosc doar ei. Dar dumneavoastră ce senzație aveți? E un motiv de stat sau mai degrabă e un motiv deci, de afaceri acum, să ne, privat? Să ne punem o altă întrebare. Da. Deci, noi prejudicăm acest stat pe mai multe căi. Prin căi intenționate, că cineva dorește ceva să-și acopere niște interese personale din contul intereselor de stat sau din lipsă de responsabilitate sau din incompetență, să spunem. Deci dacă bănuim, dacă presupunem că acești oameni care sunt în fruntea statului sunt oameni de afaceri, sunt oameni de afaceri care se pricep la afaceri, atunci incompetența, să spunem, ar decade. Mai este un factor că o astfel de privatizare este o chestiune, să spunem, cunoscută ca procedură. Nu este ceva care ne-a prins pe picior greșit și noi nu știm prima cum să face asta. Prima dată facem și nu știm cum da. Deci, companii de tipul acesta se cunoaște care este procedura de privatizare. Mai mult decât atât, domnul Toflat are perfectă dreptate. Aceasta este o procedură destul de lungă și cuprinde o perioadă destul de mare de pregătire de privatizare sau o altă formă de procurare a întreprinderii, să spunem, sau de absorpție sau și așa mai departe. Domnul Baldovici, directorul Agenției Proprietăți Publice, declara recent într-o conferință de presă că, de fapt, intenția de a vinde Air Moldova este de mai demult, încă de vreo 10 ani de zile, adică se gândesc da. Autoritățile că ar fi bine să o vândă. Și 10 ani de zile n-au reușit să se pregătească? Sau totuși decizia a fost luată pe ultimul moment? Intenția asta nu înseamnă că cineva a spus cândva că noi ar fi bine să vindem. Da. Intenția este atunci când guvernul e decizia să angajeze un consultant care să se ocupe de acest proces. Iată atunci, din momentul ăla, noi putem să credem că iată, este intenția, consultantul a început să lucreze, a lucrat un an sau jumătate de an și a ajuns la o concluzie că nu mai privatizează. Însă intenția a fost una reală de pe care a încercat să se materializeze. Pot chiar să susțin inferința domnului Budeanschi prin referință la lege. Legea 121, privire la deetatizarea și administrarea proprietății publice, articolul, dacă nu mă înșel, 44, spune că întreprinderile obiectele de o importanță deosebită se privatizează după proiecte separate, speciale, cu angajarea unui consultant financiar independent. Da, dar pentru asta proiectul trebuie declarat că este așa. Stați un pic. Al doilea moment este că aceste proiecte speciale se aprobă prin hotărâri de guvern. Deci, în cazul nostru, dacă un înalt demnitar sau un funcționar înalt de stat declară că există intenția, această intenție trebuie materializată printr-un proiect de hotărâre de guvern de privatizare, în caz că Air Moldova se consideră un obiect important. Păi și n-a fost declarat important. Asta pentru a evita mai multă transparență în procesul de analiză a structurii companiei și afacerii? Nu este doar transparență. O hotărâre de guvern, pe lângă transparență, implică și mult mai multă responsabilitate. Da. Am înțeles. Este important de avut în vedere că acest obiect, această întreprindere, da, după performanța ei pur economic, funcționând în condițiile actuale sau care au precedat această decizie rapidă de a vinde, ele ridică mai multe semne de întrebare. Dacă acest mediu de funcționare a fost unul cinstit și corect sau nu? Dacă această întreprindere nu cumva a fost ajutată să ajungă aici? Fiindcă dacă ne uităm la o analiză care a făcut-o un coleg de-a meu, el spunea că în 2015, la datele unde erau publice, unde erau, da, s-a putut de făcut o analiză, se poate văzut că factorul de încărcare la această companie era aproximativ cu media globală. Ce înseamnă factorul de încărcare? Asta câți pasageri intră în aeronavă. Adică stăteau foarte bine. Da. Da. Și la mai mult decât la venitul per pasager, pe kilometru, dolari per pasager, iarăși era destul de aproape, nu era... Unde se duceau banii atunci?
Păi asta a fost în 2015. Din 2015 până în 2018, noi am ajuns la o situație care noi nu știm acum care sunt parametrii acestea de performanță. Uh-huh. Eu m-am uitat peste... Însă după parametrii pur financiari, noi vedem că, de fapt, mergem sigur spre o catastrofă. Pot să-i spun, da, dar și anii, da, în ani diferiți se întâmplă diferit. Și eu am stat și m-am uitat. Din 2011 încoace, ce s-a întâmplat cu profiturile acestor companii? Când a fost profit și când a fost pierderi? Și cifrele sunt absolut fantastice. În 2011 profitul 9,7 milioane de lei, în 2012 pierderi de 72 de milioane de lei, în 2013 profit de 1,8 milioane de lei, în 2014 iarăși profit de 1,1 milioane de lei, în 2015, peste abia un an, pierderi de 226 de milioane de lei. Așa. Și tot așa mai departe. Într-un an poate fi un venit foarte mic, dar în alt pierderile sunt de sute de milioane. Da. Deci cum poți să... Ori nu există niciun fel de predictibilitate a afacerii, nimeni nu face niște prognoze și un plan de afaceri, ori eu nu știu ce catastrofe se întâmplă în Republica Moldova cu pasagerii, de moment ce într-un an poți să ai pierderi de sute de milioane, eu, în altul venit. Înainte ca domnul Filat, da, să vină cu mai multe detalii, probabil le cunoști. Eu pot numai scurt, să mă pentru cu că trebuie să mergem în publicitate. Da. Da. Este important de ținut cont că toată această evoluție a avut loc pe o evoluție a creșterii fantastice, exact, a numărului de pasageri. Exact, da, exact. Deci în continuu a crescut numărul, da, de pasageri. Noi din 2014 avem 1,7 milioane, astăzi avem 2,7 milioane. Despre paradoxurile businessului aerian în Republica Moldova vorbim după o scurtă pauză de publicitate. Revenit în studio. Domnule Tofilat, explicați-ne ce-i cu aceste paradoxuri legate de profituri într-un an de câteva milioane de lei și pierderi de câteva sute de milioane de lei în anul imediat următor și asta în condițiile în care fluxul de pasageri a crescut de la an la an. Nu știu dacă mai crește în continuare, dar cel puțin până în acest moment a fost în creștere numărul pasagerilor. Pentru că businessul companiei aeriene este ceva, unu, sofisticat, doi, foarte volatil. În primul rând, marja de profitabilitate este foarte redusă la companiile aeriene, e vorba de 2-3% din vânzări. Adică la 100 de milioane de euro vânzări, profitul va fi 2-3 milioane de euro în mod normal. Însă sunt anumite situații care nu depind de companie, de exemplu prețul combustibilului, de exemplu probleme tehnice la aeronave. Dar probabil că aceste probleme sunt aceleași pentru toate companiile aeriene. Unii totuși înregistrează profituri. Nu știu de ce compania de stat a înregistrat pierderi în continuu până a ajuns, iată, în prezent 1,3 miliarde de lei. Al doilea moment este calitatea guvernanței corporative, pentru că în cazul când tu ai un business foarte volatil, la o marjă de rentabilitate redusă, costul la fiecare greșeală de raționament a conducerii este foarte mare. Deci ai deschis o rută care nu trebuia să o deschizi, în loc de 2% profit, vei avea vreo minus 3% pierderi. Dumneavoastră ați avut ocazia să vedeți rapoartele financiare mai mulți ani la rând la această companie. Existau acolo cheltuieli nejustificate, erau acțiuni nejustificate care au dus la pierderi care nu ar fi trebuit să existe la companie, nu știu, pierderi stupide. Aceste lucruri nu le poți vedea din rapoartele contabile, care le văd membrii Consiliului de Administrație. Da, dar puteți discuta cu conducerea. Însă mai multe decizii operaționale, ele au fost prea foarte riscante. Deschideri de curse, de exemplu, spre Odessa, ați văzut cum se deschideau curse, spre Kiev, recent chiar. Nimeni nu le analiza. Spre Dubai.
Mihai, eu chiar am ridicat întrebarea către conducere, băieți, unde sunt analizele, în primul rând, într-al doilea rând, de ce nu am văzut aceste deschiderea acestor curse în planificarea, în bugetul aprobat la început de an. Da. Voi ați prezentat la început de an un document, un calcul de buget care l-am aprobat. Și peste 3-4 luni voi veniți cu informația că deschideți încă o cursă nouă sau două sau trei care sunt costisitoare, care sunt riscante și care nu erau în buget. Ce, să zicem, să zicem. Au vrut să riște în speranța că pot exista profituri. Dar spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră poate știți mai multe. Eu am răsfoit zilele acestea raportul Curții de Conturi, ultimul, cel puțin ultimul care este public, la compania Air Moldova și acolo era vorba despre niște avioane cumpărate de către companie și care nu au zburat, pentru că nu știu de ce n-au zburat, nu au fost utilizate, de fapt. Companiile au procurat, dar după asta a luat în leasing alte avioane cu care efectuează zboruri. Nu-mi pot aminti detaliile, dar pare destul de neverosimil această informație. Nu cunoașteți. Poate a fost vreo reținere de vreo lună, de două luni. Un alt caz, din 2010, un avion care se părea că avea niște defecțiuni tehnice care, înțeleg eu, urmau să fie rezolvate în vreo 20 și ceva de zile, a stat într-un centru de servire, da, în Istanbul, cu 30 de zile mai mult. Perioada de timp în care Air Moldova a închiriat un alt avion pentru care a plătit cam astea costurile, 5.000 de euro pe zi, deci în 30 de zile, cam 150.000 de euro s-au folosit pentru a arenda o altă aeronavă, deși aeronava Air Moldova era și staționa nejustificat în Istanbul. E greu de spus. Cazul e într-adevăr destul de vechi, din 2010, da. În primul rând, între doilea rând, eu nu știu care sunt toate detaliile. Câteodată e dificil de găsit. Astfel de cazuri ați găsit? Ați identificat cât erați în Consiliul de Administrare sau cât activați la Air Moldova? Noi încercăm să înțelegem de unde vin starea asta de preleșin, prefaliment de la Air Moldova. Principala cauză este coeficientul de îmbarcare sau load factorul, adică curse goale. Asta este principala cauză. Deci dacă percepția noastră a unui cetățean de rând este că pierderile sunt în primul rând rezultatul unei fraude, în cazul unei companii aeriene, eu aș spune că în primul rând pierderile este vorba de o gestiune incompetentă și chiar dacă ar exista o fraudă, ea nu este nici de cum determinată. Adică aș spune proporția ar fi cel puțin de 80 la 20. 570 de angajați la Air Moldova, asta e mult sau puțin? Sau e bine? Depinde, trebuie să vedem câți din ei sunt operaționali, câți piloți avem. Dumneavoastră i-ați văzut de asta și vă întreb. Că nu l-am întrebat domnul Budeanscă, dumnealui nu a lucrat la Air Moldova. Vă spun așa, când eram la Air Moldova în 2005, asta era cam mult. Trebuiau să fie probabil vreo 410-420. Însă tot atunci, când scriam un plan anticriză, era situația în 2005, chiar era o situație foarte dificilă, atunci ca director pe dezvoltarea afacerii am opinat că nu este cel mai judicios de a se proceda pe reducerea promptă, masivă a personalului, pur și simplu pentru că nu câștigi mulți bani din asta, dar creezi o atmosferă foarte proastă în colectiv și sunt factori mult mai importanți. Atunci era vorba despre intensitatea utilizării activelor. Acum eu nu știu cu ce intensitate se folosesc activele Air Moldova, adică cât de mult aeronavele petrec în aer, cât de mult zboară. Evident, e mai bine decât în 2005, dar acum, după mine, ca membru a Consiliului, din ce am văzut, principalul factor al situației în care s-a ajuns este apetitul prea înalt la risc a conducerii și lipsa de planificare serioasă a activităților apetitul comerciale. Apetitul prea înalt de risc al conducerii, cum să interpretăm asta? Deci conducerea își dorește atât de mult să facă bine companiei și să redreseze situația încât merge la riscuri sau conducerea merge la riscuri știind că nu va purta nicio răspundere dacă vor exista eșecuri care, mă rog, iată, la noi se măsoară în câteva sute de milioane de lei.
Pot fi ambele cauze, poate mai fi și încă adiționale, dar într-adevăr principala cauză este această lipsă de răspundere, pentru că tu nu răspunzi cu banii proprii, și asta e diferența între stat și privat, în primul rând. Într-a doilea rând, când nu răspunzi, ești mai tentat să riști, asta se numește moral hazard. Acum îl avem în legătură prin Skype pe domnul Iurie Chirinciuc, fost ministru al transporturilor. Domnule Chirinciuc, bună seara! Bună seara! Discutăm în acest moment, în cadrul emisiunii, despre situația în care a ajuns Air Moldova, cu pierderi și cu datorii de 1,3 miliarde de lei, și ne întrebam cum era posibil o companie care deține 44% din cota de piață pe acest domeniu, în condițiile în care fluxul de pasageri este în creștere în ultimii ani, de la un an la altul, cum e posibil în toate aceste condiții să înregistrez pierderi an de an, și nu pur și simplu pierderi, dar pierderi de sute de milioane? La noi totul e posibil. Noi suntem țara minunilor. Eu aș vrea să comentez în felul următor. În momentul când am preluat gestiunea Ministerului, am analizat situația de la Air Moldova. De fapt, noi am fost și suntem pentru privatizare, nu suntem împotriva privatizărilor, dar cine trebuie era împotrivă, să fie o domnule privatizare. Chirinciuc? Cine era împotrivă? Era cineva împotriva acestei privatizări până acum? Pentru că și domnul Baldovici zice că intenția era de mai demult, dar nu exista consens politic. Cine se împotrivea până în acest moment? Deci, oricare întreprindere și oricare gospodar, în momentul când scoate un obiect la vânzare, trebuie să-l pregătești pe acest obiect. Da. Compania Air Moldova avea nevoie de a fi pregătit pentru a fi scoasă la privatizare. În momentul când am luat-o în 2015, am înregistrat pierderi de peste 227 de milioane de lei. Noi am încercat să optimizăm, să organizăm această, să modificăm managementul această întreprindere în așa mod. În 2016 deja a generat profit de 8,5 milioane de lei. 4 luni în 2017 au crescut încasările cu 22% și a crescut numărul pasagerilor cu 19%. Și totuși, deci aceste cifre, dar până la sfârșitul anului, totuși s-a înregistrat o pierdere de peste 100 de milioane în 2017. Aceste cifre denotă că această întreprindere, dacă este gestionată corect, de manageri profesioniști, poate să genereze profit și să aducă beneficii atât cetățenilor cât și statului. Dar faptul că se registrează, trendul este totuși în descreștere, în acumularea nu de venituri, dar de pierderi. Asta, din punctul dumneavoastră, se datorează faptul că a existat un management prost? S-a datorită faptul că s-a dorit ca această întreprindere să registreze pierderi? Eu cred că mai mult s-a dorit ca această întreprindere Cine? Să ajungă în această situație. Cine și de ce? Pentru că în momentul când vrei să scoți o întreprindere, să câștigi bani, nu se manipulează sau se discută că la această întreprindere situația este gravă, la această întreprindere deci este practic în faliment și așa mai departe. Dar faci un program ca să pregătești această întreprindere pentru privatizare. Noi în 2016 am avut o întâlnire cu directorul general pentru mobilitate și transport de la Comisia Europeană, Henric Colei, și i-am rugat, chiar ne-am trimis o scrisoare, i-am rugat să ne susțină pentru a pregăti această întreprindere pentru privatizare. Să vă ofere un consultant pentru ca să ne ofere, să ne ofere consultanță, pentru că ei au experiență. Da. Și în primul rând este nevoie de o transparență și eu cred că această guvernare nu merită să vândă această sau să scoată la privatizare această întreprindere. Domnul Chirinciuc, datorită faptului că nu au încredere cetățenilor. Domnule Chirinciuc, dar ce credeți că se urmărește de fapt acum? Să se vândă pe bănuți această întreprindere? Din potrivă, să se demonstreze că nici la această sumă nu poate fi vândută și să mai scadă prețul? Sau nu se va demonstra că nu putem să vindem compania pentru că este într-o stare foarte proastă și atunci pur și simplu faliment? Deci eu vreau să spun, în 2016, cu toate că
a fost deschisă încă o companie aeriană din Republica Moldova, Fluanul, care nu a avut accept Ministerului Transportului. Toate acestea noi am registrat profit. Da. Deci se poate da. Gestiona. Ce se urmărește acum, din punctul dumneavoastră de vedere? Dorește. Eu cred că actuala guvernare nu dorește acest lucru și nu, ei urmăresc cu totul și totul alte scopuri. Ce scopuri urmăresc în raport cu Air Moldova? Să o vândă, dar statul să nu încaseze practic nimic, arătând această sumă de un miliard, cât a spus, 1.300.000.000 care a registrat chiar de... Da, care-s datorii? Toți acești ani o să o dea nu pe bănuț, dar pe nimica și o să spună că au salvat companie. De fapt, se urmărește să preia activele care mai sunt interesante pentru acel care va prelua această companie și rutele care generează profit. În rest, apropo de rute... Apropo, toate cheltuielile vor rămâne pe această companie. Domnule Chirinciuc, apropo de rute, noi am început acum o discuție așa, tangențial despre rute. Rute care nu întotdeauna au fost foarte inspirate, pe care și le-a asumat Air Moldova și, din potrivă, rute bune pe care Air Moldova le-a pierdut în favoarea unor alte companii aeriene. Dumneavoastră, la un moment dat, ați făcut niște declarații destul de îndrăznețe despre faptul că o nouă companie apărută pe piață, nu știu cum, a obținut niște rute bune în dezavantajul Air Moldova. Noi vorbim acum despre compania aeriană Fly One, cea despre care presa a scris că ar fi apropiat vicepreședintelui Partidului Democrat, Vladimir Cebotari. Rutele, din păcate, nu sunt avizate de către minister. Ministerul, mi se pare că aprobă, numai dă un accept la aceste rute. Noi am fost total împotriva deschiderii acestei companii, datorită faptului că această companie a urmărit, după părerea noastră, falimentul lui Air Moldova. În ce mod? În ce mod a urmărit ea falimentul? Cum putea această companie să aducă în faliment Air Moldova, dacă Air Moldova nu vrea să fie adus în faliment? Da, foarte simplu. În momentul când vine o altă companie și vine cu prețuri mai joase sau concurență neloială, foarte, foarte ușor compania, dacă este mare și greu de gestionat, foarte ușor o pui în faliment. Spuneți-vă, rog, dacă știți, Air Moldova a cedat vreo rută în favoarea Fly One sau nu? Eu mă refer în special la rutele, no, la rutele no, spre nu, Turcia. Nu este vorba de cedarea careva rute în favoarea companiei. Bun, a renunțat la niște rute și Fly One le-a preluat. Este vorba că s-au deschis paralel alte rute. S-au deschis la Moscova peste o oră sau peste jumătate de oră. Fly One a deschis alte rute paralel cu Air Moldova. Și în acest moment, când ofer niște prețuri promoționale, desigur, cetățenii caută servicii mai ieftine. Înțeleg. Această direcție. Spuneți-mi, vă rog, domnule Chirinciuc, privatizarea Air Moldova este, din punctul dumneavoastră de vedere, este singurul mod de a evita falimentul acestei companii? Deci noi când am fost la guvernare am demonstrat că se poate fi gestionat și se poate să funcționeze fără să dea faliment. Eu cred că dacă era un management corect și de bună credință, se putea de evitat această situație. Am înțeles. Mulțumim mult pentru intervențiile, domnule Chirinciuc. Da, și eu vă presupun. Mai bine. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să discutăm despre Air Moldova și despre cel de-al doilea subiect legat de gările din Republica Moldova, care, iată, tot vor ajunge pentru 25 de ani în proprietate privată.
Am revenit în studio. Domnule Budeanski, înainte de intervenția domnului Chirinciuc, discutam despre faptul că managementul nu a fost foarte bun acolo, că poate că motivul ar fi fost că existau riscuri asumate, poate pentru a crește profituri, dar poate și pentru că știau că nu poartă răspundere în cazul în care aduc pierderi. Iată această situație în care managerii își asumă riscuri foarte mari, uneori fără a se gândi la consecințe, iar consecințele sunt dramatice pentru companie și nimeni nu poartă răspundere pentru asta, pentru că n-am prevăzut directori de companii de stat să fie atrași la răspundere penală pentru că au gestionat prost. Foarte rar se întâmplă astfel de lucruri, de obicei pentru că există altfel de interese politice. Această situație, cât de mult afectează ea întreprinderile de stat din Moldova, care în general știm, spune că statul este cel mai prost administrator. Da, noi trebuie să ne uităm totuși care este stilul de a apăra interesul public în Republica Moldova. Și să vedem că stilul este de fapt de a-l prejudicia prin diferite forme. Persoanele care vin la putere desemnează persoanele care ei doresc să gestioneze companiile. Noi nu avem o clasă de manageri profesioniști care se mențină cumva într-o breaslă, fiindcă ei știu că stau 4 ani sau 5 ani și prin alții pe criterii care nimeni nu știe de ce se mișcă. Și din cauza aceasta, la noi, breasla aceasta de manageri, evident, este una nu foarte bună, fiindcă nu crește într-o competiție sănătoasă. Dar Moldova mai des se schimba decât odată la 4 ani. Ei, mă rog. Asta iarăși nu înseamnă. Al doilea lucru este, iarăși, din aceea ce avem până la ziua de astăzi. Și managerii, și politicienii întotdeauna au încercat să utilizeze într-o măsură sau alta bunurile publice, posibilitățile administrative sau de influență pentru a-și clădi un viitor. Da. Direct sau prin cineva, sau să ajute cineva, sau colegii de partid, sau colegii de business și așa mai departe. Deci în astfel de situații, când toată structura de guvernanță publică este cam pe așa principii gestionată, este foarte dificil să cumva să plătească cineva din manager pentru ce a făcut, fiindcă în cazul ăsta poate să plătească doar dacă au fost acte de corupție. Actele de corupție sunt doar dacă vădit se poate demonstra că managerul a deturnat interesele companiei în favoarea altcuiva. Da. Dar dacă a fost o eroare din management, o incapacitate, pentru asta nimeni nu pune la... Exact. Lipsa de responsabilitate nu te motivează foarte mult să fii eficient în cazul întreprinderilor de stat. Vreau să discutăm un pic și despre... Pot doar să fac... Da, să fac o incursiune istorică. Deci același manager care este acum a fost eliberat de către ministrul transportului de APD în 2013 când a venit. Da, el a mai fost. Domnul Vasile Botner, care cunoaște foarte bine ce se întâmplă în Moldova. Și a fost eliberat managerul pentru că nu se isprăvea cu situația în cauză. Și acum? S-a schimbat, au revenit liberalii la minister, l-au luat pe același manager care nu se isprăvea și au spus că uite, se isprăvește. Și s-a isprăvit sau nu s-a isprăvit? Circumstanțele externe au făcut ca să aducă compania de la profitul cel mic la ceva mai mult decât zero. Uh-huh. Însă cei care sunt la guvernare știu foarte bine că managementul nu corespunde sarcinilor și riscurilor actuale în care se află compania. Știau foarte bine. N-au întreprins nimic, mai mult. Nici măcar n-au sporit gradul de control asupra guvernanței companiei, adică cât de bine voi luați deciziile, cât de rațional sunteți în asta. Vreau să vă spun că nu știu dacă au fost făcute audite la această companie, dar cel puțin pe site-ul Air Moldova, rapoartele de audit nu mai există de până anul 2013. Nu se mai pune niciun raport de audit.
pentru că în calitatea mea de membru al Consiliului tot am ridicat de multe ori întrebarea. Problema este că contractele de desfășurare a auditului au fost semnate cu firme de audit internațional, însă rapoartele de audit nu au fost livrate pentru că nu au fost primite toate datele de o companie aeriană Air Moldova. Adică compania nu dădea datele. Până astăzi noi nu avem de la audit rapoartele furnizate, deși contractele de audit sunt semnate și sumele au fost plătite. Minunat. Probabil că asta iarăși e o explicație cum se ajungă la cheltuieli nejustificate. Vreau să discutăm un pic, nu prea avem timp, vreau să discutăm un pic despre riscuri și despre compania, singura companie, cel puțin, așa ne-a spus, ne-a anunțat pe noi cei de la Agenția Proprietăți Publice, pe care, deci noi am invitat pe cei de la agenție la emisiune până astăzi dimineață. Ei ne-au promis că vor veni la emisiune. Astăzi dimineață am fost anunțat că nu au niciun minut liber, nu pot nici prin telefon să intervină ca să discute cu noi. Deci, cei de la Agenția Proprietăți Publice ne-au anunțat că a existat o singură ofertă pentru această privatizare. Din alte surse, deja am aflat că ar fi vorba despre compania Blue Air. Domnule Budeanschi, concurs cu un candidat, noi, cu un concurent, noi deja începem să ne deprindem cu astfel de concursuri. Riscuri. Cel mai mare risc probabil este că această companie va fi revândută în scurt timp și o să aflăm sau o să ne dăm seama cam pe unde ea trebuia să ajungă de la început. Da. Din cât am înțeles eu, compania respectivă nu este o companie care ar însufla o încredere de a aduce o performanță extraordinară. Deci mai curând este o înțelegere. Înțelegere între? Între compania respectivă și cei care vând companie. Adică compania a fost invitată. Și, dar în realitate cine își dorește această companie? Nu știm cine. Și de ce? Fiindcă, în opinia mea, orice companie, cât de proastă nu este, dacă o privatizez într-un anumit mod, și noi până acum asta am făcut. Arătați-mi câte persoane care au privatizat companii de nimic în Republică, au rămas în pierdere. Nu prea se întâmplă lucrul ăsta, fiindcă privații atunci când cumpără ceva, ei știu ce cumpără. Exact. Ei nu cumpără... Domnul Tofilat același lucru spunea, adică dacă îți cauți justificare economică pentru o astfel de tranzacție, nu prea le găsești. Pentru că azi făceam un calcul, discutam și eu cu cineva din domeniul aviației și îmi spunea că iată, dacă o să faci un calcul simplu matematic, o să constați că dacă totul se meargă bine, nu o să existe situații excepționale, această companie care cumpără Air Moldova va putea avea profituri abia peste 15-17 ani. Pentru că între timp va trebui să plătească din datoriile astea care sunt, și nu toate datoriile, doar o parte datorii, va trebui să mai investească un pic și în parcul de aeronave și profitul abia, iată, încolo o să apară. Noi nu știm care ar fi planurile următorului proprietar. Dar Blue Air, vă inspiră încrederea această companie? Blue Air se comportă operațional foarte bine pe piața română și în genere, dar operațional. Financiar, noi nu avem rapoartele lor financiare, deja asta nu este bine. Adică ele nu sunt publice. Nu sunt făcute față publice. Față de alte companii aeriene. Din date mai puțin oficiale, înțeleg că sunt ușor în pierdere, însă situația nu este așa de gravă cum a fost ceva ani în urmă, vreo 5-6, când erau în insolvabilitate. Însă Blue Air este o companie nu cu mult mai mare decât Air Moldova. Ce interes ar vrea ea să vină și să preia o companie cu probleme, cum este Air Moldova, mai ales dacă și are niște probleme? Asta trebuie să ne convingă guvernul, dacă se decide să o vândă către Blue Air, guvernul ar trebui să convingă electoratul că asta este pentru binele țării și că Blue Air este în stare să mențină Air Moldova la linia de plutire. Statul nu are de gând să ne convingă de nimic. Nu vreau să cred. Statul nu are de gând să ne convingă de nimic. Șeful Agenției Proprietăți Publice a spus foarte clar, conducerea agenției, că numele câștigătorului va fi anunțat abia după ce va fi semnat contractul, deci după ce vor fi trecute toate căile legale de a desemna câștigătorul, vom fi anunțați. Nimeni nu va încerca să ne convingă de nimic. Eu pot să spun doar un lucru absolut cert, că businessul Air Moldova este absolut impropriu pentru Blue Air, pentru că Air Moldova operează cu o flotă diferită,
Blue Air-ul zboară pe Boeing-uri, Air Moldova zboară pe Airbus și pe Embraer și a schimbat, a avea o flotă atât de diferită pentru un low coster este absolut imposibil și ineficient. Și al doilea moment, Blue Air este low cost și Air Moldova nu este low cost. Modul de marketing, restructurarea este ceva foarte scump în primul rând. Într-a doilea rând, restructurând Air Moldova sub un low cost, se pierde toată valoarea adăugată care ar putea exista în Air Moldova, adică acorduri de cooperare cu alte companii, interline-uri, rețea de vânzări în Rusia și în alte țări. Totul se pierde și în cazul ăsta nu înțelegi de la ce bun și-ar lua, și-ar asuma Blue Air aceste riscuri. Care ar fi miza, domnule Tofilat? De ce Blue Air ar fi interesată să cumpere Air Moldova? Cred că ipoteza colegului este ce ar fi prima ce aș spune, adică de a fi un proprietar temporar, sau probabil Blue Air vede o perspectivă în Air Moldova care nu o văd eu, care sunt la curent cu Air Moldova de vreo 20 de ani. Dar în cazul acesta ar trebui să existe o transparență din partea guvernului, că noi am hotărât să procedăm la privatizare cu un singur competitor, deoarece va fi asta și asta, pentru că este un program special de privatizare. Noi încercăm pe parcursul acestei emisiuni de mai multe ori să contactăm reprezentanții compania Blue Air, pentru că ne-au promis că vor fi deschiși să comunice cu noi în cadrul emisiunii. Din păcate, până în acest moment ei nu au răspuns la telefon. De aceea, am să rog colegii să pună pe post un fragment din discuția pe care am avut-o anterior cu reprezentanta departamentului de PR a companiei Blue Air, Ana Zidărescu, în care dumneiei cumva ne-a dat de înțeles că da, compania Blue Air a depus actele în cadrul acestui concurs. Sincer, vă spun, nu știu, pentru că nu am primit nici eu la rândul meu informații de la superiorii mei, de la management. În momentul în care vom avea o poziție oficială, să vă primim acel comunicat. În acest moment nu vă pot oferi alte detalii suplimentare. Deja este, da, anumite vehiculații legate de implicarea Blue Air. În acest moment, eu vă spun sincer că nu am văzut să fie ceva public anunțat de autorități. Tocmai de aceea, nici eu nu știu în acest moment mai multe detalii. Am revenit în studio, deci dumneiei nu neagă că compania a participat la concurs, însă spune că nu a văzut de cum dată ca autoritățile noastre să facă publice informații, de aceea nu li se pare corect să anunțe ei primii despre faptul că au participat. Deci și aici ar fi de discutat. De ce o companie să se ascundă de faptul că a participat la un concurs anunțat de un stat, într-un concurs public? Vreau să trecem la următorul subiect, pentru că mai avem foarte puțin timp, legat de parteneriatul public-privat privind concesionarea întreprinderii de stat, gări și stații auto. Săptămâna trecută, Guvernul Republicii Moldova a dat und verde acestui proiect, urmează să se pregătească propriu-zis documentația cu toate criteriile necesare pentru acest parteneriat public-privat și pentru organizarea concursului. Câteva întrebări importante, pentru că cu siguranță vom mai reveni la acest subiect. În primul rând, nu mi este clar de ce statul vrea să transfere un monopol public la un monopol privat. Deci statul vorbește despre un singur antreprenor privat care trebuie să preia toate cele 30 de gări care fac parte din întreprinderea de stat, gări și stații auto. În primul rând, este nevoie de menționat, și aici deseori se face o confuzie cumva. Deci parteneriatul privat în primul rând este gândit pentru astfel de proiecte. Deci majoritatea proiectelor de parteneriat public-privat importante sunt în astfel de situații, când un monopol, până la un moment dat deținut de către autorități, trece în operaționalitatea unui privat. Deci asta este, să spunem, esența unui parteneriat public-privat. Atunci când avem un serviciu public, apă, canalizare, de exemplu, sau salubrizare, sau drumuri, infrastructura drumurilor, construcția drumurilor și operaționalizarea întreținerilor, de fiecare dată avem aceeași situație. Avem ceva care, într-o formă sau alta, este deținut de stat, este într-o formă sau alta un monopol mai puternic sau mai slab, însă el există.
într-un oraș e singură companie de apă, nu sunt mai multe, de regulă. Da. Deci aici nu e nicio problemă. Dar riscuri nu există atunci când un astfel de monopol ajunge la un privat. Deci se poate întâmpla aia, să mărească prețul. Pentru aia, stați așa, da. Aia e și problema. De aia există acest concept de parteneriat public-privat, care este un concept și un mecanism destul de sofisticat. El nu este o tranzacție obișnuită între doi agenți economici. Da. Este un proces care presupune o perioadă lungă până la un an, practic. Dacă se face normal, conform tuturor rigorilor, el chiar depășește un an de zile ca procedură până se finalizează, până se semnează contractul. După aia există proceduri după ce acest contract a fost semnat și ele sunt foarte dure, privind evaluarea rezultatelor, monitorizarea. Deci aceste responsabilități din partea autorității și din partea celui privat se mențin pe toată perioada contractului. Da. Mai mult decât atât, este foarte important ca autoritatea, când face un astfel de tranzacție, să aibă motivul de ce face lucrul ăsta. Fiindcă în anumite cazuri, unii consideră că parteneriatul public-privat se fac pentru investiții, pentru a aduce investiții. Aceasta este adevărat, însă doar parțial, fiindcă principalul lucru ce îl poate da un parteneriat public-privat este un mai bun management în acele servicii care vrei să le... Sunt țări în care, în anii, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 80, au dat în concesiune diferite servicii publice, acum a expirat termenul și îl reiau înapoi la stat sau la autorități. De ce? Fiindcă ei aveau un nivel de costuri destul de mari, ei le-au dat la privat, ei au lucrat 20 de ani, au introdus performanța managerială, au venit cu know-how în companiile respective și acum autoritățile le preiau înapoi cu totul alt nivel de pregătire. Important să nu strice, că la noi s-ar putea întâmpla că superia și să strice. În Republica Moldova, deocamdată, noi putem observa că atunci când a fost nevoie de a aranja ceva, s-a apelat la parteneriatul public-privat. De-aia eu consider că la ziua de astăzi această oportunitate bună, care poate fi utilizată pentru a spori eficiența, noi o utilizăm ca o portiță pentru a deturna interesele publice. Domnule Toflat, ultima intervenție, pentru că deja am depășit timpul acordat emisiunii. Eu m-am mutat peste raportul de expertiză al CNA pe acest proiect, un raport în care se vorbește foarte mult despre riscuri de corupție, riscuri de dare-luare de mită, riscuri de tot felul de aranjamente și ei porniți de la condițiile înaintate pentru această companie. În primul rând, se dețină capital în valoare de minim 25 de milioane de dolari, în al doilea rând să facă investiții de o anumită sumă de bani, fără a fi clar de ce anume 200 de milioane, de ce nu 400 de milioane, de ce nu 150 de milioane, nu este clar. Deci, acest proiect de lege, așa cum spune CNA, nu are o motivare bună, da? Nu, una profesionistă. Dumneavoastră ați analizat de asemenea acest proiect. Ce senzație v-a lăsat? Este și mai incompetent decât încercarea de privatizare a lui Air Moldova. În privința observației CNA, criteriul de a avea o cifră de afaceri de numai puțin de 25 de milioane, dacă nu mă înșel, de euro. Dolari. Sau dolari. În proiectul final aprobat de guvern, această restricție a fost scoasă. Uh-huh. Adică a fost modificat, s-a ținut cont, se poate spus. Însă volumul solicitat de investiții pentru mine este absolut obscur cum s-a ajuns. Și iarăși o spun cu ceva cunoștință de cauză, pentru că am fost președinte al Consiliului la această întreprindere un an de zile. Care are profituri mici, dar are. Da, deci spre deosebire de Air Moldova, că nu sunt probleme financiare. Deci întreprinderea este în profit rezonabil, nu aș spune că mic, e vorba de vreo 7-8% profitabilitate anual se face. Da. S-au făcut multe lucruri bune. Se aranjează să fie
la un nivel în care să nu ridici întrebări. De acord, contabil, dar contabilele sunt și nu e nimic strașnic. La câtă lume din cadrul acestei întreprinderi este periodic asaltată cu dosare penale, îți dai seama că ceva acolo nu funcționează. Deci e o observație de rigoare absolut perfectă. Dar nu exista factorul acesta de urgență care este la Air Moldova. Mai mult, sunt foarte multe lucruri în transportul rutier de pasageri care, la care guvernul ar trebui să ia atitudine. Însă nu știu de ce s-a hotărât, haideți să ne ocupăm taman de greș și de o manieră așa stângace. De ce? Ce se vrea? Am văzut o declarație a lui Renato Sate că aici ar fi vorba de interesele lui Ilan Șor, că el s-ar pregăti să preia. După mine două momente. Acest deci nu este important cine va prelua. Este important. Pentru că îți dai seama că cum va implementa? Teoretic poate fi scris pe oricine și proprietarul de fapt va fi altul. Are dreptate. Nu are important cine, fiindcă oricine ar fi de același tip. Da. Și, dar bun, dacă vine unul de bună credință... Dar nu poate să vină de bună credință. Cum să vină la așa condiții? Procedura e așa făcută. Hai să vă spun, uitați-vă la o lipsă absolută de logică în proiect. Deci e spus 200 de milioane de investiții în 3 ani. Da. Dragi prieteni, dragi concetățeni, noi avem 35 de stații pe tot teritoriul țării și nu știu de ce absolut în 3 ani trebuie de încadrat cu investițiile, dar în restul 22 de ani ce se întâmplă? Proiectul e pe 25 de ani. Care e logică să ceri anume în 3 ani să faci toate investițiile? De ce nu în 5, de ce nu în 2, de ce nu în 7? De ce? A face 200 de milioane în 35 de locații timp de 3 ani, asta e o sarcină foarte grea. Și asta nu neapărat este eficient. Dar ce se întâmplă dacă eu vreau în anul 5 să fac anumite investiții? De ce în 3 ani? Nu că vrea sau nu vrea, dar fiindcă așa program, business planul așa arată, că atunci trebuie făcute investiții. Da, dar aș pune două momente. Da. Deci primul, gările și stațiile auto-întreprindere dețin niște imobile și terenuri amplasate în locuri foarte interesante. Mai ales în Chișinău. În Chișinău, vis-a-vis de piața centrală, dacă nu mă înșel, e vreun hectar, dacă nu mai mult, Gara Sud, respectiv. Deci, primul moment, imobilele. A doilea moment, gările sunt un operator de infrastructură într-o piață de servicii care este destul de voluminoasă. Eu cred că valoarea reală a pieței de transport auto de pasageri în Moldova trebuie să depășească 1,5 miliarde de lei, chiar dacă oficial este ce undeva a treia parte. Ce ar urmări un investitor care vine aici? Deci, pe ce s-ar miza? Acel care controlează gările, el controlează are o mare influență asupra transportului oficial. Deci poate favoriza unii transportatori și poate defavoriza alți transportatori. Respectiv, controlând infrastructura gărilor, tu devii un jucător important pe o piață de mai mult de 100 de milioane de euro. Dar eu aș spune mai simplu. Deci nu este nevoie nimic să faci. Ai niște gări prin care autobuzele sunt obligate să treacă. Ai un guvern care o să-ți asigure un anumit nivel de tarife ca să fie acel venit asigurat. Tu doar stai pur frumos și colectezi acele 5 milioane de lei plus 5% care se presupune să le dai la stat și restul colectezi pentru tine. Pentru ce să-ți rupi capul, să inventezi ceva, să faci business, să cauți care este, nu știu, nișa de piață, să cauți investitori, know-how, inovații. Am înțeles. Așteptăm să vedem și numele companiei care va prelua această rețea de gări în Republica Moldova și atunci poate multe lucruri ne vor deveni și mai clare decât acum și atunci cu siguranță revenim la subiect și discutăm cu mai multe cărți puse pe masă. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit până în acest moment. Să aveți o seară frumoasă!